În țările de jos au fost sacrificate recent, numai infecție cu coronavirus, 570.000 de nurci. Asta pentru că un angajat a fost găsit, a fost testat pozitiv. Deci pentru un om au sacrificat 570.000. Dar stai că asta e nimic. Danemarca, unde sunt și mai multe ferme, și mai multe nurci, da? Este în această situație, în momentul de față au depistat la mai multe ferme autoritățile de acolo cazuri de infectare cu coronavirus. S-a transmis un comunicat către administrația veterinară și alimentară din Danemarca. Toate nurcile vor fi sacrificate. Estimăm că e vorba de 1.000.000 de capete. Asta înseamnă că pentru 2-3 angajați, unul din țările de jos și doi din Danemarca, vor fi sacrificate 1.500.000 de nurci. Și nouă ne era târșală pe ăla al nostru că împrăștia rahatul de nutrie, ca atunci când venea fisul de la facultate de la Brașov, inginerul, tovarășul inginer, când se întorcea acasă să găsească și el curtea mai curată, să ne mai miroasă mâna pilitură de fier. În fine, o să ajungem imediat că am pregătit și astăzi un scurt capitolaj. De fapt, este ultima pagină a romanului. Am apucat să termin romanul Mărioarei. E scris. Nu o să-l public, bineînțeles, niciodată, că n-am pretenția că ar fi superflu. Meseria asta de scriitor, din punctul meu de vedere, este apă de ploaie. Eu scriu de un 9 ani romane în fiecare seară la televizor. O să vă citesc însă ultima pagină de pe hârtie, deci din manuscrisul original, ceea ce ar fi trebuit să fie cel mai important roman al literaturii române, Povestea Mărioarei, dacă el ar fi fost publicat. Dar ca să vedeți totuși care e diferența între a scrie și a vorbi la televizor, ca să nu creadă unii că să vorbești la televizor e mai ușor decât să scrii. Eu care sunt jurnalist, care sunt scriitor, da, îmi este mult mai ușor să scriu decât să vorbesc. Deci faptul că reușim să facem romane în direct, seară de seară de 9 ani la televizor, este cu mult mai greu decât să stai să buchisești acasă niște pagini. Dar de asta nu să ne apucăm niciodată. Spuneam că este superflu, știți în ce situație m-aș afla? Ca fata aia care își face pedicura în fiecare seară, dar poartă numai ciorap de lână în casă și bocanci când iese pe stradă. Da? N-avem pentru ce să ne mai apucăm. Adică ce, ca să ne demonstrăm ce talent avem? Că mai sunt unii pe la noi care au un ego de ăsta supradimensionat. Pentru ce să apucă să se scrie? Nu s-a scris destul? Păi că îi luăm pe sud-americanii, mai citim o dată și ne pierde pofta de scris. Că la noi așa s-a făcut literatură în ultima perioadă. Sunt unii care se pare că n-au citit destul sau n-au citit ce trebuia sau au apucat de scris. Nu e cazul nostru. Da? Întotdeauna va fi unul care, așa cum vă spuneam, scrie cel puțin la fel de bine. Și atunci nu are sens să mă mai apuc eu de scris. Dar o să vă fac dovada cum se încheie romanul Mărioarei. Da? O pagină dedicată maestrului Ioan Chirilă, care dacă ar fi citit această pagină, ar fi fost cu siguranță unul dintre cei care au apreciat cel mai mult. Dar până atunci, totuși, știrea asta care iarăși ne-a căzut așa într-o dungă cumva, știți că am mai povestit de această situație. Bă, nu mi s-a întâmplat niciodată în viață, sunt exact ăștia cu COVID-ul. N-am auzit pe nimeni în jurul meu, da? Nu știu pe nimeni, da? Dintre toți cunoscuții mei în această situație, adică să moștenești an de an câte o casă. N-am auzit niciodată, n-am cunoscut, n-am prieteni, n-am rude care să-mi spună, a, știi, am mai moștenit o casă, a, m-am mai trezit cu o casă. Mă duceam pe stradă și mi-a mai picat o casă în brațe. M-a jucat la los în plic și am câștigat o casă. Bă, n-am auzit pe nimeni. Bă, șeful statului are 7 case. Bă, citim aici că veniturile președintelui Iohannis au crescut, însă au scăzut încasările de închirie. Tocmai de asta, familia prezidențială, și că s-a mai ales cu o casă, de data asta e un apartament de 67 de metri pătrați, tot în sânghii, moștenit de soția președintelui României. Da? Și în momentul de față ei au așa. 3 case, 3 apartamente plus ce a moștenit doamna acum, că ăsta nu-i trecut încă. E prea proaspăt. Da? Bă, cum Dumnezeu sunt unii oameni care chiar că n-au trăit degeaba. Deci ăștia se uită pe calendar, dar începe anul, să zicem. E Sfântul Vasile. Și zice, ia de acolo din
frigider din bucătărie cu ușa frigiderului deschisă. Bă, Klaus, ia uite-te și tu ce zile libere sa anul ăsta. Să ne pregătim noi să știm în ce weekend-uri mai tragi chiulul, nu știu ce. Ia ăsta să uită, bă, dacă mă uit eu pe calendar, tot 365 de zile sunt. Păi înseamnă că pun pe 30 iunie câte o casă fiecare. Ai două case, tu, Carmen, una eu. Hai, trei case. Nu, că mi-a ghicit mie cineva, Klaus, în plante medicinale. Asta va fi un an bun. Asta va fi un an bun, poate ne iese de vreo 5 case. Deci la ei așa e. Cum mă uitam eu și ziceam, bă, jucăm acasă cu a mia, da, avem la Dijon. Bă, bun program, 6 puncte. Acasă cu a mia, la Dijon, după aia la Brest. Bă, mișto. Luăm 9 puncte și după aia jucăm cu PSG-ul acasă și nu mai contează dacă le luăm pe alea 9. Nu, el nu se uită așa. El zice, bă, tată, arată bine anul ăsta. Ia în de case ăsta. 7, bă. Se sucește ăla la cornul. Acolo în jacuzziul lui. Să tot învârte ca la rotisor. În jacuzzi. Nenea ăla care, pe vremea când el avea 4 case, n-avea nici președintele Hernández în Honduras 4. Omul lui El Chapo. Cum era, bă, să-i spune Hernández la un moment dat? Îl știți pe Chapo, mic, cu mustăcioara aia, vorbea pițigăiat, așa? Este unul, mă, la cornu. Vrei să te duci să-i împrumuți și eluia o casă? Dacă treci cu elicopterul, poate ai nevoie și tu de geolocalizare, de spațiu aerian. Ăla are o curte acolo, poți să aterizezi cu elicopterul unde vrei tu, bă, Chapo. Nu te duci să-i faci o vizită? Câte case are? E, 4 case, 5 case. N-am eu atâtea, mă, băiatul. Și unde cornul ăsta? În Panama, în Costa Rica? Bă, nu știu, bă, undeva pe lângă Grecia. Te duci tu și cauți acolo. Ne ziceau nouă aia, în Oceanul Indian. De unde sunteți? România, ziceam. Unde? Pe lângă Grecia. Da, pe lângă Roma, ziceam. Pe lângă Roma, ok. Deci astea erau reperele pe care le aveau. Dar v-am povestit atunci. Am trezit pe plajă cu unul care vindea scoici de alea de 40 de chile și mi-a zis că știe de Astra Gurgu, adică de Astra Giurgiu. Știa de șumudică, bă. Bun, haide să trecem cât? 10 minute. Mai avem câteva momente. Haideți să citim ultima pagină din romanul Mărioarei. Știți ce m-am gândit? Noi dacă îl publicăm odată, aș vrea să scriu un roman de la Camillo José Cela. Știți, scriitorul spaniol care a scris o carte fără să pună niciun semn de punctuație. De la început până la sfârșit nu există. Eu vreau să fac altceva. Să scriu o carte care să înceapă cu sfârșitul. Și să se citească invers. Deci citești sfârșitul, apoi penultima pagină, antepenultima, dar în ordine cronologică. Nu în ordine descrescătoare, în ordine crescătoare. Da? Și prima pagină este de fapt ultima. E bine, asta ce o să vă citesc acum este ultima pagina romanului, dar de fapt prima, da? Povestea Mărioarei. Sâmbetele de orășanca ale Mărioarei se terminau de fiecare dată mirosul de petrosin de pe holurile autogării Mediașului. Fetele stăteau la coadă la bilete într-o disciplină de frontieră, fiecare cu desaga și gândurile cenzurate de săptămâna de muncă din spatele teșghelei. Cu fiecare plecare de pe peron, lăsau în urma lor drojdia unor conversații năbușite și nespuse până la capăt la nimeni despre condiția lor de sufragete închipuite în indolența epocii de aur. Călătoria cu rata interjudețeană era de cele mai multe ori interminabilă. Cobora în tranșeele precarității și ale absurdului. Plecai din Cisjordania pe la 7 seara și ajungeai în fâșia Gaza mototolită și mizerabilă abia după ce timpul încetea să mai conteze pe ecranele de control ale realității subjugate. Din punctul de plecare și până la cel de sosire era într-un labirint de senzații și imagini. Babe desculțe cu găini mâncate pe jumătate în brațe. Gaburi cu tiribombe portocalii și tranzistoare placate cu rumeguș furate din piață. Militari în ultimele 48 de ore de permisie. Plătică de târnava care începea să pută asalcie murată. Blană de oaie mureșană răvășită în hârtie de ziar. Pepeni fără oxigen care păreau că evadaseră toți deodată. Culoarul și tapiseria crăpată de pe banchete duhneau a reziduri de negru de fum
a salam de vara trecută și a câine plouat. Când mărioara ajungea întreagă în fața casei părintești, își făcea cruce de câteva ori, dădea binețe în jur cu galanteria bijutierei din Place Vendôme și pășea eliberată peste firicelul de apă plumburie din dreptul numărului 225. În dreapta ei, satul adulmeca cu o indiferență sfâșietoare finalul ultimei zile de muncă a săptămânii. În stânga, duminica se vedea deja în licărirea luminițelor roșii abandonate de căruța vreunui moș axinte. Așa se termină ultima pagină, este din romanul Mărioarei. Bă, Răzvane, bă, dacă mă apucam de scris, te băgam sub masă, bă. Asta o transmit lui Răzvan Boanchiș, care la un moment dat ne spunea că eu îl fac praf la televiziune, dar el mă calcă în picioare la scris. Bă, deci dacă te-a pus să citești romanul Mărioarei, Răzvan, încep să plângi, bă. Dar deci ăsta era pentru Nea Vanea. Salutăm pe cei care i-au rămas în urmă. Asta așa, ca să vedeți ce ușor e să te apuci de scris în comparație cu să vii să vorbești la televizor. Adevărat, fraze care au ceva să spună. Cei care n-ați apucat să vă luați notițe, emisiunea rămâne pe YouTube și o să puteți să decupați textul ăsta. Duceți-l la domnul Manolescu să vedeți ce spune. Spuneți că e de la Mircea Cărtărescu. Da? Ca să-l înscrie în următoarea campanie a premiului Nobel. De la Radu Paraschivescu, dragă Radule, tot așa. Suntem amici, dar ți-am lăsat culoarul ăsta. Sunt om serios, nu mă apuc de... Deci vă spun atât. Când se duce Mărioara să facă prăjituri, penultima pagină, caz de pe... Da? Caz de pe scaun. Deci acolo toate detaliile posibile, ale aluatului, ale făinii, da? Ale apei pe care o folosea, lacrimile Mărioarei când i se tăia maioneza. Vai și amar de capul vostru cu literatura voastră. Asta m-am dat așa, o mostră, da? Despre ce pot să faci în 25 de minute. M-am dus aseară acasă că trebuie să vă mărturisesc, nu mi-a plăcut cum am istorisit, da, sigur, romanul, stați liniștiți că îl pune în drepturi pe stelic așa cum trebuie. Nu mi-a plăcut ieri, tocmai pentru că e greu să fii genial când vorbești, e mult mai ușor să fii înscris. Cum am povestit despre stelică, are 6-7 pagini, stați liniștiți, în carte, ce-a făcut el la Brașov ca student, da? La facultatea lui de electrotehnică și n-am reușit aseară să le redau ca lumea pentru că nu-ți vin cuvintele, nu e pregătit dinainte nimic, n-am citit de pe prompter și atunci nu merge. Dar dacă stai să le citești așa, te apucă plânsul. Da? Deci ți-l arunci și pe ăla, pe, cum îl cheamă? Nu, pe Minulescu. Ți-l arunci pe Minulescu din bibliotecă din sufragerie. Bun, ne-a lăsat și președintele totuși, într-adevăr, un culoar apreciabil. Mergem mai departe pentru că era o știre la care n-aveam cum să lipsim și anume intervenția președintelui CNCD, domnul Ciobi, apropo de ce a postat Google Maps, probabil știți istoria, Google România, de fapt Google București, cum scrie în textul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Google București a fost amendat de CNCD-ul nostru cu 10.000 de lei, deci cât mi-a dat mie domnul Haller săptămâna trecută pentru două discriminări, atâta le-a dat și lui Google. Bă, deci Banciu plătește cât plătește Google, bă. Ăsta e Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Acum l-aș întreba prietenește, bineînțeles, pe domnul Ciobi. Ciobi, n-ai, domnule, niște pile la CNCD-ul ăla danezo-olandez? Să-i luăm un pic și pe aia, că mata care m-a amendat pe mine pentru Sirina Williams, de te-ai făcut de râs în toată Europa și în toată planeta, n-ai putea să dai tu, așa ștăban cum te crezi, o amendă și pentru ăia în Olanda? Pe aia nu-i discriminare, mă. Da? Să taie 570.000 de nurci pentru un bolnav de coronavirus sau un suspect de coronavirus, ți se pare normal? Mie nu. Ia încearcă tu, poate ai vreo pilă pe acolo. Știe cineva ungurește pe la ăia, dă-le un telefon să-i amendezi tu din România dacă ei nu s-au sesizat. Că văd că sunteți ca milițienii mei în starea de urgență. Ați primit probabil
da? O hârtie.